Bună seara! Despre joc, cred că nu, aici nu mai are rost să mai vorbim. Important este că am reușit după meciul de la Iași să câștigăm cele două jocuri cu Craiova și cu Astra, unde am reușit să ne trezim, practic, după eșecul pe care l-am avut la Iași. Ne-a costat acea înfrângere și în seara asta suntem dezamăgiți. Vă rog, totuși, un pic zâmbitor. Nu mă așteptam să se încheie așa, pentru că eu credeam că cei de la Viitorul pot face o partidă bună la Cluj și că pot câștiga meciul acolo, dar din păcate nu s-a întâmplat. Cum era atmosfera peste ea? Am vorbit cu băieții, le-am transmis capul sus, că vine un an important pentru ei ca jucători și trebuie să muncească mai mult, să fie mai uniți și doar așa poți să câștigi campionatul. Altfel, nu ai cum. Vorbiți despre jucători care au fost în noastră? Despre mine ce să spun? Ce urmează? Da, deocamdată contactul meu se termină la 30 iunie. Vom vedea în zilele următoare dacă mi se va propune prelungirea contractului. Patronul a fost destul de clar în ceea ce a spus că mi se va propune această prelungire dumneavoastră. Cum simțiți în momentul ăsta la cazul? Ți-am spus, mi s-a spus și mie acest lucru, dar vom vedea în zilele următoare dacă, într-adevăr, mi se va propune prelungirea contractului. Eu oricum sunt încrezător în ceea ce pot să fac ca antrenor și am încredere că voi reuși la un moment dat să câștig și campionatul. Poate cu Steaua, poate cu altă echipă, dar cred că voi reuși. Poate sezonul viitor? Sper, normal, că atunci când voi antena o echipă din Liga 1, îmi doresc să scot cât mai mult de la acea echipă. Unde s-a greșit? Întrebare de baraj acum la final de campionat. Da, dacă Steaua, după multe păreri, cel mai mult vot, cea mai mare susținere, cei mai mulți bani, unde s-a greșit, s-a pierdut? Asta cu cei mai mulți bani, cu cea mai și la CFR Cluj s-au băgat în acest an foarte mulți bani. S-au adus jucători cu mare experiență și știți foarte bine că atunci când ai jucători cu mare experiență, au și personalitate mai mare și se pot impune. Și la noi s-au investit foarte mulți bani, s-au adus jucători tineri care în viitor pot deveni mult mai buni. De greșit, cred că meciul de la Iași a fost cel care acum, na, pentru că a fost printre ultimele etape. În momentul acela, înainte de meciul de la Iași, noi eram pe primul loc, aveam 2 puncte avans și ne-am prezentat acolo la Iași și am făcut o partidă foarte proastă. Nu am reușit să-i motivez, o băieți să-i fac să înțeleagă că trebuie să dăm totul ca să câștigăm acel joc. Domnule Pică, ce vă reproșați acoperit la final? Am spus mai devreme că îmi reproșesc că la meciul cu Iași nu am reușit să-i fac o băieți să înțeleagă că este un joc foarte important, să avem o atitudine bună, să dăm totul pentru a câștiga jocul. Ești pregătit și ca acea ofertă de renumire a contractului să nu vină? Eu sunt pregătit pentru orice. Pentru că sunt puternic din toate punctele de vedere. Nu am nici cea mai mică problemă, să spun așa, dacă nu voi primi acea prelungire a contractului. Pentru că am încredere în ceea ce pot să fac ca antrenor. Ok, jocul de la Iași. L-ați pierdut. E o garanție că dacă nu-l pierdeați, ați fi bătut la Craiova? Da. Pot să spun că ne-am gândit și noi. Că poate dacă reușeam să facem un rezultat pozitiv la Iași, poate nu câștigam la Craiova, dar astea, na, sunt gânduri. Mai în adânc, așa, cu cauza de care a dus la acest insucces, cam la ce vă gândiți? E cu adânc un pic mai profund, să nu ne legăm doar de un rezultat într-un campionat de 36 de Da, sunt multe lucruri, poate că na. La anumite jocuri îmi reproșesc că nu am băgat alți jucători în primul 11. Sunt lucruri pe care, da, după ce am făcut analiza jocurilor, atunci m-am gândit că poate era mai bine să jucăm cu X sau cu Y, dar sunt lucruri pe care le înveți în timp și după joc toată lumea știe cum e. Știe ce trebuie să faci în timpul jocului sau înainte de meci.
Mai devreme, Gigi Becali spunea că principala cauză a pierdului campionatului este tenis de bec și relația pe care a avut-o el cu echipa și el cu dumneavoastră până la urmă. Ne puteți spune ce s-a întâmplat pe parcursul acestui sezon? Pentru că a fost așa, o nemotă până la urmă. Ba a venit în gol, ba a fost afară din gol. Cred că a fost mai mult afară din gol decât golul a marcat. Nu a fost mai mult afară din loc, pentru că el a jucat pentru această echipă. Eu când am semnat cu Steaua, i-am spus patronului și lui Meme că am cea mai mare încredere în Denis Alibec, pentru că îl cunoșteam foarte bine, foarte bine. Îl cunoșteam în perioada când am jucat la Viitorul un an de zile împreună, știam ceea ce poate să dea pentru echipă. Dar când a jucat el la Viitorul, asta s-a întâmplat acum vreo 6 ani. Între timp, Denis Alibec a reușit să câștige un campionat și a ajuns la Steaua. Eu credeam mult în el, din păcate a reușit foarte puțin să dea în acest an, dar este un jucător valoros care dacă va munci și va face sacrificii pentru fotbal, va putea să aibă evoluții bune acolo unde va merge. Ce a fost un factor de stres Denis Alibec pentru echipă, chiar și pentru... Nu vreau să discut acum despre Denis Alibec, cazul Denis Alibec în public. Ceea ce am avut de spus, i-am spus patronului și i-am transmis și lui față în față. Crezi că va mai rămâne și în sezonul viitor la FCSB? Pentru că a spus de multă că o să... Nu vreau să comentez eu acest lucru, că numai, dacă nu mai rămân eu, de ce să comentez dacă va rămâne Alibec sau nu? Nu știu. Păi n-am de unde să știu dacă nu... Când voi avea o ofertă de prelungire a contractului, atunci vom vedea, dar deocamdată a fost doar o discuție. Ce a mișcat de mult Alibec încât să fie lăsat în afara lui în acest meci, un meci pe care l-ați avocat cu doar 6 rezerve și în care atacantul titular s-a acționat și a mai continuat? Discuția pe care am avut-o înainte de meciul cu Craiova, cu Denis Alibec în fața echipei, i-am spus că nu o să mai fie în echipă până la finalul campionatului. Așa, asta a fost decizia mea. El a crezut că glumesc, probabil. Mai sunt cineva din cadrul lotului sau chiar din cadrul conducerii tehnice care să-și asume responsabilitatea pentru acest proiect, care să vă fi spus, doamne, ieși vina noastră, este... Nu a venit, dar eu sunt principalul vinovat că s-a arătat acest campionat. Ați fost consultat cu privire la jucătorii pe care trebuia FCSB să-i aducă din vară la echipă, pentru că patronul spunea de Matei, de Apanc, de Nemeț. Da, da. Am vorbit de anumiti jucători, da, am vorbit. Ba, părerea o să plecați după ce ați fost consultat pentru această strategie și să nu puteți să antrenați, deși probabil că ar îmbunătăți votul pe care le-aveți. Mi-ar până rău. Eu îmi doresc să antrenez. Asta o fac cu plăcere, cu pasiune și atâta timp cât voi avea o ofertă de la Steaua sau de la un alt club, voi merge cu mare plăcere. La Steaua sunt jucători valoroși, vor veni în continuare jucători valoroși și cel care îi va antena sper să reușească să ia campionatul, pentru că ăsta este obiectivul principal al Stelei în fiecare an. Dar până acum ați avut o deschidere? Nu, doar mi-a transmis domnul Becali că vom merge în continuare. Atât. Ați schimbat ceva la relația pe care ați avut-o cu domnul Becali? El spunea mai devreme că toată lumea știe cum e aici la FCSD. Practic că el dictează, iar toată lumea trebuie să facă ceea ce... Depinde ce înțelegeți voi prin dictează, pentru că voi, în general, am înțeles, încercați să scoateți foarte mult lucruri în evidență, astea mai dificile așa. Într-adevăr, am avut o relație ok cu domnul Becali, dar dacă voi rămâne la Steaua, am anumite lucruri pe care trebuie să le vorbesc cu dânsul. Dar relația cu Vasi cum este? Cu cine? Cu Vasi. Nu, este foarte bună relația cu Vasi, pentru că Vasi este în fiecare zi la bază, este acolo, mai și doarme pe acolo, pe la cantonament. Îi place foarte mult ceea ce face, încearcă să facă acolo o academie, să facă o bază mult mai frumoasă decât este acum, chiar dacă și acum arată foarte bine. Dacă Craiova va câștiga cupa în weekendul următor, FCSB intră în turul 2 preliminar în Europa League. În proiectul preliminare, credeți că poate ajunge din nou în grupe? Nu, trebuie să încerce, normal, că dacă Steaua în ultimii 14 sau 15 ani a mers o singură dată, nu a mers în grupele Europa League sau Champions League. Steaua întotdeauna
a reușit să facă acest lucru și în acest an trebuie să încerce să reușească să meargă în grupele Europa League. A trecut mult de la acel meci cu Plzen, când ați v-ați calificat în, practic, în grupele unei competiții europene. A fost așa un parcurs dolor, așa. Doamne, cum vă simțiți în momentul ăsta? Sunteți epuizat? Epuizat. A fost un an foarte greu pentru mine, pentru că este primul an în Liga 1 și la o echipă cum este Steaua, dar cum am spus mai devreme, întotdeauna bateriile le încarc imediat și reușesc să trec peste momentele mai dificile pe care le voi avea în cariera de antrenor de acum încolo. Pentru că mi-aduc aminte acum 2 ani și jumătate când m-am dus la Pitești în returul campionatului, chiar dacă am luat o echipă de pe locul 7, am ajuns să ne batem la promovare până în ultima etapă și am pierdut în ultima etapă la meciul direct promovarea. Apoi am rămas în continuare și în următorul an am promovat la PAS. Deci nu am o problemă din punctul ăsta de vedere, reușesc să trec peste momentele mai dificile, cum a reușit și cu echipa în acest an, pentru că au fost momente grele când am făcut doi de acasă cu Pilsen și nimeni nu ne dea nicio șansă să mergem, să trecem de Pilsen. Noi am reușit. După meciul de la Iași, când toată lumea spunea că nu o să câștigăm la Craiova, am reușit să câștigăm la Craiova. Deci sunt un luptător. Nu știu, nu am văzut meciul, nu pot să comentez. Clar, îmi doream ca ei să facă un joc bun și să reușească să încurce pe cei de la CFR. Dar nu am văzut jocul și nu pot să comentez eu ce s-a întâmplat acolo. Nici un jucător. Da? Dezamăgit, pentru că Viitorul era o echipă ofensivă, o echipă care punea probleme celorlalte echipe. Nu știu, mai mult nu pot să comentez. Cum se trăiește o noapte după pierderea unui campionat? Probabil nu voi dormi toată noaptea, pentru că mă gândesc, îmi fac un remember așa și mă gândesc ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an. Dar trebuie să trec peste. Vă vedeți antrenând aici și din 15 iunie sau antrenând România? Da, mă văd antrenând și aici și la altă echipă din România. Pentru că, ți-am spus mai devreme, o fac cu plăcere și pun pasiune multă, muncesc mult și îmi place să antrenez, să fiu pe teren. Ok. O seară bună. Standard, a fost un adicător, a fost o parte bună, a fost și foarte bună.
susțin și pe tranziție. Tranziția pozitivă, cred că e adevărat foarte tare, că am avut câteva ocazii bune pe la tranziție. Dumneavoastră, vă doriți să se rămâneți la Giurgiu? Continuare? Da, doresc să discut, să vedem și condiții și la fel. În toate, toate discuții, cu alte elemente. Credeam că vă vreau să vă deci am venit într-un moment când a trebuit să repar și credeam cu alte. Și să atingem un obiectiv care a la început, dar după aceea n-am reușit să avem o perioadă bună când vă luau puncte făcute, dar sigur că am apropiat de, și de obiect. Acum, discuțiile vor fi largă. Totul va fi de la început. Credeți că CFR este câștigătoarea meritată a campionatului? Am mai primit undeva asta peste tot. Dacă ai ieșit campioană, e clar că e un singur comentariu pot să fac, și anume că CFR-ul a câștigat și când a jucat Roșia. Și se zice că echipa mare câștigă și doar de Roșia. În rest, am mai pupat greșit și unii șanse, până acum, cred că CFR-ul a fost cel mai puțin și l-ai câștigat, nu ca fost în anul. Cred că e mai meritos.